Și acum să discutăm despre rezolvarea ecuațiilor algebrice în mulțimea Z, mulțimea numerelor întregi, mulțimea Q, mulțimea numerelor raționale, mulțimea R, mulțimea numerelor reale și mulțimea C, mulțimea numerelor complexe. Și avem o definiție, se numește ecuație algebrică cu o singură necunoscută, o ecuație de forma f de x egal cu 0, unde f este un polinom nenul de o nedeterminată,